Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce bucurie pe noi vineri, că vine weekendul, dar ce bucurie pe noi astăzi, că venim la radio. Întors, cum să nu, la radio, să mai vorbim cu voi, prieteni. Doamne, de când n-am mai vorbit? E da. Vineri. Practic, am evadat și noi de acasă. Începem, cum a zis o fostă colegă la un moment dat, începem cu Violă Grup. S-a deschis Observatorul și prezentatoarea respectivă, pe vremea aceea Gabi Firea, a început așa, bună ziua, începem cu un viol în grup, cu care a rămas legendar. Deci începem cu știri din lumea infracțională, nu la asta mă refer, la ce urmează, adică da. Nu la ce azi, să nu se înțeleagă greșit. Se pare ireal. Un domn italian, arestat la domiciliu, a evadat și s-a dus țintă la poliție să se predea. Pentru că, să vă explic. Cum adică? Deci, era arestat la domiciliu. Da, s-a prezentat la comisariat, a cerut să fie trimis la închisoare, declarând că viața alături de nevastă devenise imposibil de suportat. Deci a cerut să îi se aplice pedeapsa cea mai mică, cum e dreptul. Da, el, iată ce au declarat ulterior carabinierii, el nu mai reușea să facă față coabitării forțate alături de soția lui, dânsul era în arest la domiciliu de câteva luni. Pentru ceva infracțiuni cu droguri, mă rog, și judecătorul a zis să nu îl trimită la închisoare și i-a dat arest la domiciliu, dar înțeleg că pe o perioadă mai lungă, adică peste un an era. Eu cred că judecătorul știa ce face. Da. Era ranchiunos, proaspăt divorțat sau ceva. Și carabinierii au zis așa, citez, ne-a spus când s-a prezentat, ascultați. Viața mea privată a devenit un calvar. Nu mai pot să suport. Vreau să merg la închisoare. Și evident a fost arestat imediat pentru încălcarea regimului de arest la domiciliu, da, da, da. Practic evadare, iar autoritățile judiciare italiene, relatează Hot News, au ordonat transferul său imediat într-o închisoare. Ah, dulce libertate! S-a liberat! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.